Din nou în direct, continuă actualitatea alături de invitații noștri. Astăzi, ați văzut mai devreme, președintele le-a spus profesorilor că se va face garantul oricărui acord pe legea salarizării unitare care îi privește pe dascăli. Ce e de garantat? E întrebarea. Acum, că nu poți să ai încredere în politicieni, e foarte clar. Poate că președintele cumva a recunoscut în subtext chestia asta și s-a gândit să vorbească de garantare, că poate dă mai multă greutate ideii. Dar cine ne garantează că garanția lui valorează ceva? Că politicienii nu o să zică la un moment dat, n-avem bani acum, știm că ați garantat, dar asta e, trebuie să prorogăm creșterea de salarii, cum de altfel au făcut-o de atâtea ori, începând cu pactul pentru educație cu 6% din PIB, care nu s-a văzut niciodată, până la creșteri programate care au fost amânate și iar amânate din aceeași lipsă de bani. Apropo de bani, datele Institutului Național de Statistică ne arată așa că în 1995, în timpul guvernului de tristă amintire Nicolae Văcăroiu, PDSR, în anii aia în care nu se făcea nicio reformă post-comunistă în România, procentul alocat educației era de 3,3% din PIB. În acest an 2023, educația primește 3,2% din PIB, deci mai puțin. Și acum, domnule Almițeanu, sigur e limpede că PIB-ul a crescut de zeci de ori de atunci. Dar mentalitatea e aceeași. Ca prioritate din cheltuielile guvernamentale, educația e văzută la fel. Din plăcinta asta, care e adevărat, a crescut, numită PIB, practic crește în termen nominal și felia oferită educației. Și în casările, dar ca pondere, ca prioritizare, n-a crescut. Și încasările bugetare, cu cât ai un PIB mai mare, cu atât ai încasări mai mari. Chiar dacă au fost creșteri ale PIB-ului ca urmare a creșterii inflației. Pentru că ai avut încasări din TVA, din accize, ai avut chiar unele firme au obținut profituri foarte mari în această perioadă și atunci asigur că comparația este firească. Și când dai un PIB mai mare, să dai mai mulți bani pentru învățământ. Depinde de priorități aici. Sigur că guvernanții spun că domnule, trebuie să dea și autoritățile locale, dar totuși procentul și în perioada de criză a fost mai mare procentul din PIB decât în perioada aceasta, când sigur, se spune că învățământul e pe primul loc, ca prioritate. Să revin la obsesia mea cu reforma administrativ-teritorială. Reforma asta ar avea un impact major inclusiv în educație. Da. Pentru că e aberant să credem că România poate mâine, prin nu știu ce mijloace, să ofere educație la aceeași calitate și în București, și la Bârlad, și la Tecuci, și la Onești, și la Vaslui. Nu. E, printr-o astfel de reformă, în primul rând, rezolvi într-o oarecare măsură problemele din mediul rural, unde sunt probleme majore în sistemul de educație, și plus că poți să-ți permiți să revii, poate chiar să respecti acea lege care spune să dai 6% din PIB, da? De aceea, oricum nu am așteptări anul ăsta nici măcar de discuții, dar după alegerile de la anul ai o perioadă de 4 ani de liniște în care nu-ți urmează niciun ciclu electoral. Poate e momentul ca atunci că va fi PSD-PNL, PNL-USR, PSD cu cine o fi, că o fi aurul, nu știu, cine o conduce țara asta, poate va avea curajul să-și asume că e momentul să demarăm un proiect care va rezolva multe probleme, inclusiv financiare, da, din punctul ăsta de vedere, pentru că al utilizării nu resurse. Mai putem să funcționăm așa cum este România astăzi. Nici la nivel de unități administrativ-teritoriale, nici la nivel de județe. E nevoie de o reformă. Din păcate, nici proiecte mari de investiții nu pot să implementeze. Exact. Din păcate, văd că politicienii care mai vorbesc despre asta, am văzut un domn de la, nu știu, de undeva, de la un partid, domnule, reforma nu se face că trasăm administrativ teritorial, că ne apucăm și desenăm pe hartă, nu. Bun, vorbit, se ține au cont de extrem de multe aspecte. Au vorbit șeful Camerei de Comerț și Industrie. Știți care da, mai mare era un proiect de investiții care se finalizează acum? Chiar aeroportul de la Brașov. De la Brașov. Asta. Deci nu avem mari proiecte de investiții, nici din partea administrației publice. Pentru că proiectele mari trebuie să fie la nivelul regiunii sau chiar interregional. Proiecte mari de investiții. Polonia așa atrage aproape 99% din fondurile europene.
europene, făcând reforma administrativă teritorială, toate proiectele sunt majore, pe regiuni uriașe. Nu... Și avem un minister al dezvoltării regionale și se ocupă de grădinițe, de creșe, și de consolidări de antiseismice. Și nu proiecte mari de investiții. Hai să ne uităm un pic de unde ar putea să vină banii pentru profesori. Deci, legatul ăsta pe care îl fac politicienii, leagă creșterea salariilor profesorilor de adoptarea legii salarizării unice în sectorul bugetar și de reforma pensiilor speciale, e clar că nu prinde, apropo de încredere, n-are nimeni încredere în promisiunea asta, pentru că deja sunt întârziate foarte mult proiectele astea. La pensiile speciale e 6 luni întârzierea și încă se adună timp, iar la asta cu salarizarea bugetară, proiectul trebuia depus pe 30 iunie. 30 iunie mai un pic. Da. O lună. Și aceste proiecte trebuie să ducă la reducerea cheltuielor și nu creșterea cheltuielor bugetare în PIB. Deci n-ai nicio încredere că dacă faci asta... Și nici situația bugetară din momentul de față nu te ajută. Că ați văzut, deficitul a crescut de la 23 de miliarde la 3 luni la 27 de miliarde. Chiar a crescut cu 1 miliard. Cheltuielile sunt la un ritm mult mai mare, de vreo 15,9% față de 10 cât s-a estimat pentru anul, pentru întregul an. Veniturile sunt mai mici, consumul a scăzut, vedem că la TVA avem o scădere a consumului. Dar eu vă spun cu toată responsabilitatea, deși s-ar putea să mulți colegi din domeniul finanțelor să spună, domnule, nu e măsura cea mai bună. Dar trebuie să vezi răul cel mai mic. Pentru că învățământul acum e blocat în momentul de față. Examenele sunt blocate. Și chiar dacă te duci cu un deficit cu 0,3% din PIB și rezolvi punctual problema învățământului, să deblochezi și după aceea, cum spunea domnul Ionar, să vii cu o reformă adevărată în administrație și în învățământ, da. Dar acum trebuie rezolvat această problemă. Chiar dacă o să spună, domnule, vin polițiștii, vin cei din sănătate. Dar acum e problema cât casa. Învățământul e blocat. Elevii nu pot să dea examen, nu se pot înscrie la facultate, nu se pot... Deci le-ai curmat cariera profesională. Amânarea, prelungirea anului școlar nu e o rezolvare. Și aici eu nu știu de ce n-au venit să facă să rezolve problema aceasta. Și e neîncredere. Cum poți să spui că dai la anul majorare de salariu când tu nu aplici legea 153? Bun, care e soluția? Majorarea deficitului bugetar. Deci majorezi deficitul bugetar în momentul de față și îmbunătățești după aceea încasările. Ajutând mediul economic și colectând mai bine. Să obligi și firmele de stat să plătească. Să iei de la toate sinecurile de care vorbeam mai devreme, aceea, să mai tai niște sporuri nejustificate. Poți să reduci aparatul guvernamental, dar astăzi, pe mâine, nu poți să faci ca să deblochezi. Dar poți să reforma aceasta. Nu, ceea ce a fost acea ordonanță a austerității e apă de ploaie, pentru că de la bunuri și servicii, să știți, că am crescut cu 3 miliarde. Îmi cer scuze că tot spunea domnul Bucura să nu creăm așteptări. Toate discuțiile astea despre reforme, despre scăzut aparat bugetar, nu știu, sporuri și așa mai departe, nu se va întâmpla nimic până la sfârșitul anului viitor. Sper că toată lumea e conștientă de lucrul ăsta. Adică sunt 4 tururi de alegeri. Și atunci spui că profesorilor că creează o problemă pe deficitul bugetar și dezechilibru macroeconomic Nu vrei să le dai profesorilor sau vrei să le dai? O să le dai ceva profesorilor. Dar nu vrei să le iei celorlalți. Magistrați, militari, polițiști, pensionari foarte tineri de 40 de ani. Chiar și la dobânzile alea de junk sau cum se numesc, da? O să mai behăim, o să mai luăm niște bani până la sfârșitul anului viitor. Nu ai cum să nu le dai tuturor când tu vrei să vină la vot masiv să te voteze și te țină și minte. Asta e la care... mai poți face un episod de boc. Iar la Ministerul de Finanțe, lucrurile n-au funcționat. A fost o supraevaluare a veniturilor, o subevaluare a cheltuielilor și o lipsă de colaborare între ministrul de finanțe și președintele ANAF-ului. Adică nu se poate. Adică tu ca ministru de finanțe să dai vina pe președintele ANAF-ului. Când amândoi sunt responsabili... Hai, explicați-ne puțin despre ce a fost vorba acolo. Deci ieri șeful ANAF și-a dat demisia. Da. Știe toată lumea că a fost forțat să-și dea demisia. Da. Azi a mai venit și demiterea de la Vămi, demiterea de la ce agenție minerale, nu mai știu ce. O mare greșeală. Așa. Când s-a înființat Agenția Națională a Vămilor. Aici, domnul Teodorov, cum să nu-i dai toate pârghile președintului ANAF-ului? Trebuie să-i dea și agenția de vâmb și partea de venit. Unde a greșit domnul Heiuș? Dânsul n-a avut vicepreședinți profesioniști.
Aici trebuie, eu i-am spus de multe ori, solicită să ți se numească de la coaliție vicepreședinți, că erau negociați profesioniști, da, că nu poți să lucrezi, era de unul singur. Iar ministrul de finanțe nu colabora, îi cerea și îl critica. Eu mergeam la videoconferințe cu directorii din teritoriu. Iar în momentul în care se simte în teritoriu, în direcțiile de finanțe, că ministrul de finanțe nu are o colaborare cu președintele ANAF-ului, respectivii își cam fac de cap. Bun, deci stați puțin. Heiuș a fost forțat să-și dea demisia, da, pentru că chipurile n-ar fi colectat ANAF-ul suficient. Nu, cred numai că același Heiuș ne-a zis nouă încă de la începutul anului, de când cu gaura bugetară, că proiecția bugetului a fost făcută aiurea. Adică s-au fantazat acolo niște încasări care nu puteau fi realizate. Iar... Și atunci, pe cine să credem, cine are dreptate? În buget... Dacă ai măsuri pentru reducerea evaziunii, nu treci sumele în buget, că sunt nesigure. Au fost trecute sume mult mai mari. Președintele ANAF-ului a acceptat, n-a avut încotro. S-a făcut un buget ca să fie mulțumită toată lumea. Și după aceea s-a văzut că încăsările n-au fost. De unde luăm, da. Da. Bun. E, ce face Ministerul de Finanțe în aceste condiții? Aruncă o pisică foarte periculoasă, aș putea să spun, în direcția ANAF-ului. Zice, domnule, sunt mari contribuabili care au declarat ce au de plătit, de ce n-ați încasat. Ori asta are iz penal, adică în momentul în care face aluzia asta că ăia și-au declarat sumele care trebuie încasate și tu nu le-ai încasat, ai o mare problemă. Iar domnul Ciucă unde e în tot peisajul ăsta? Domnul Ciucă e nicăieri, îl demite pe colegul de partid, îl aruncă sub autobuz fără niciun fel de scrupul, ca să iasă bine Căciu de la PSD. Căciu nu are cum să mai iasă bine nici dacă, nu știu, face mătănii, se duce, se dă peste, de trei ori peste cap ca în povești. Hai să ne amintim, e un ipocrit până în măduva... Mai se spune? Băi, oameni buni, amintiți-vă cum ne mințea în ultimul hal când toți am înțeles că am luat țeapă cu ordonanța OMV, de exemplu. Da, când am înțeles că nu o să încasăm nimic. Și a ieșit public și spunea, acei bani vor ajunge în buget. Păi cu siguranță acei bani sunt prinși în bugetul ăsta pe care, fantasmagoric, pe care el l-a făcut și despre care înțelegem astăzi. Am citit și eu o replică pe Facebook, cât se poate declară, de specialiști între ei, da? În care i-a spus-o ca la școala generală, la grădiniță, nu mai zic de manualul de economie, că confunda un brut cu net. La niște tipuri de încasări. Da. Păi ăsta e ministrul de finanțe, ce vorbim păi nu, aici? Era declaratul că acolo e suma brută. Declaratul e brut de și încasările erau nete. Da. Nu, e de rambursat și atunci se face diferența. Păi, dar vă dați seama ce... Să spună cineva asta și tu să stai pe spate și tampila de ministrul de finanțe. Chiar dacă el a vrut să o dea politic, să lovească în președintele Heiuș, nu putea să-și permite să se facă de rușine. Mie ca român mi-a spus acest ministru de finanțe că voi avea taxa OMV Petrom încasată anul ăsta. Până în iunie. Și eu vă spun, ANAF-ul va avea mari actuala președinte. O cunosc, este profesionistă, dar a pus atâta presiune pe persoană că a zis ministrul de a se intre în normalitate. Adică se recuperează tot. Vă dați seama... Ce e de recuperat? Deci, de unde atenție. Merge pe stradă și adună bani? Atenție, ce zice... Că nici cu birurile în 1907 nu aduci la bugeți. Ascultați ce zice Căciu, ca să lucrăm cu materialul clientului. De zice, pentru primele 5 luni, contribuabilii au declarat 159,3 miliarde de lei, iar noi în estimarea bugetară prevedeam doar 156. Deci vezi, doamne, ăla-i brutul. Ăla-i brutul. E mult mai mult. Stați puțin și iertați-mă. Și după aceea zice, deci contribuabilii au declarat că au de plată cu 2,4 miliarde mai mult, sumele încasate însă efectiv de ANAF sunt cu 8,9 miliarde de lei mai mici față de program și cu 11,3 mai mici față de ce s-a declarat. Deci 11 miliarde mai puțin decât ce s-a declarat s-a colectat. Asta nu-i penal? Penal? Da, dar stai să vă spun. Deci sunt firme, toate firmele declară. Unele declară TVA de plată, altele de recuperat. Adică recuperează de la stat, conform legii. Unele declară impozite plătite în plus și atunci se face diferența. Și acela e netul. Din TVA-ul, eu declar TVA 100.000 de plată, dumneavoastră TVA de recuperat 20.000. Netul este 80.000, ăla îl recuperez, ăla îl încasez. Dar și dacă e diferența asta, poate unii n-au plătit. Sau la pot fi? Tot plătesc mai încolo. Nu, dar eu m-am gândit... Ce face? N-a fost duce peste ei și închide? Ce le face? Sunt firmele mari, CFR-ul.
Da. Că aveam situație. Eram, când eram director la finanțe, era Romanul, e tractorul cu... Declarau sumele, dar nu le plăteau. Și nu găseai bani. Exact. Și sau le blocai Căciu? Și ieșea lumea în stradă. Ce face Căciu? Căciu induce această idee că cine a declarat suma, automat a și plătit-o. E ca și cum dacă ai declarat-o, sau ea s-a transferat automat singură. A fost o complicitate singură. Și o complicitate exact. Între președintele da. ANAF-ului și firmele care Bun. N-au plătit. E, foarte și acum grav. Întreb eu, Ioana Enedogiuiu, cum arată domnul Ciucă, președinte PNL, prim-ministru, sacrificându-l cu atâta nonșalanță și cinism pe acest heiuș de la fisc, bun, rău, cum o fi el, necontrazicând în niciun fel ceea ce spune Căciu, pe care însă îl contrazic alți lideri din PNL, care astăzi au ieșit, eșalonul 2, eșalonul 3, nu contează, au ieșit o felul de peneliști, să spună, domne, ăla minte. Deci nu pal nostru trebuia să-l sacrificați. Uitați de ce. Adică ceea ce discutam și noi aici. Pentru că nu e tot una să spui că ai declarat. Sau măcar pe amândoi. Sau măcar pe amândoi. Domnul Ciucă face să fie bine la PSD. Iară, că el e, practic, lucrează la PSD. Păi, cum arată domnul Ciucă, cel care joi își strânsese bagajele, își golise biroul, dăduse șampania consilierilor și semnase deciziile care urmau să plece la monitorul oficial de eliberarea lor din funcție. De așa arată. Deci un Ciucă face ce îi se spune. Omul este foarte bun executant de ordine. Nu înțelege niciun fel relația lui cu propriul partid, care acum este în explozie. Deci PNL-ul este în explozie. A rămas în brațe cu această guvernare. Nu i-a ieșit absolut nimic. Bine, l-a pus peste Bode, care a reușit să rupă relația cu UDMR-ul și să antagonizeze UDMR-ul, ceea ce va fi o problemă pentru viitor în economia acestei coaliții. L-a sacrificat pe domnul Heiuș fără să întrebe partidul, stricând alte combinații interne, pentru că și acolo posturile sunt date cu atenție, să dăm și elui, așelui, 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 că sunt tabere, facțiuni și așa mai departe. Mai ales că nu există o vină solidă, că dacă îl prindeai cu ceva și îl sacrificai, aia e. Dar deci, aici a fost... Partidului nu-i prea pasă de vin solide. Adică nu am observat eu ca un partid să zică, da, domnule, nostru a greșit, acum trebuia să plece. Aiurea. Problema este că pe lângă faptul că nu există o vină, a mai făcut-o și de capul lui, l-a sacrificat pe domnul Heiuș, absolut aiurea, pentru că, în mod evident, bugetul ăla a fost făcut din pix, absolut nerealist. Sigur, ANAF-ul este într-o stare foarte proastă, dar este în stare foarte proastă pentru că e nedigitalizat, pentru că lucrează în niște condiții foarte proaste, pentru că nu comunică computerele de la etajul 1 cu cele de la etajul 3 și ăsta este un caz concret pe care vi-l spun, este o metaforă. Deci toate lucrurile astea nu poți să-i le arunci lui în cap, pentru că un președinte ANAF, asta nu înseamnă că domnul Hinuș a făcut ce trebuia, asta nu înseamnă că directorul de la VOME a făcut ce trebuia, asta nu înseamnă că cel de la mari datornici a făcut ce trebuia. Nu. Dar nu ei sunt de vină pentru situația actuală. Pentru situația actuală este și nici măcar domnul Căciu. Știți ceva? Domnul Căciu a făcut un buget, dar acest buget s-a dus la coaliție, care a zis e foarte bun. S-a dus la premier, care a zis e minunat. S-a dus la președintele României, care l-a promulgat bugetul. Este promulgat ca orice lege, care n-a avut obiecții, nu l-a retrimis în Parlament, nu s-a întâmplat nimic. Și acum toți spun, Căciu, da, sigur, Căciu a creat opera de artă, dar voi toți ceilalți, unde erați după aceea să ziceți, băi, Căciule, nu e în regulă, aici e o prostie. Domnul Iohannis cu consilierii, domnul Ciolac cu consilierii, domnul Ciucă cu consilierii, nimeni nu a observat nimic. Și acum cine-i de vină? A, domnul Heiuș e de vină. Extraordinar. Da, eu înțeleg așa, am mai consultat miniștrii de finanțe și uite, poate mă confirmă domnul Almițianu acum, că în momentul în care tu declari aiurea sau prevezi aiurea, trece aiurea în proiectul ăla de buget, niște lucruri care nu sunt proiecții, sunt niște lucruri certe, cum ar fi dobânzile pe care tu trebuie să plătești la împrumuturi și tu le treci mai mici. Da. Asta nu mai e o eroare sau o proiecție neinspirată care se rectifică. Și trebuie să respecti niște reguli și niște prognoze pe care ți le dă și Comisia Europeană și ți le dă. Dar potrivit legii responsabilității fiscal-bugetare, ministrul de finanțe împreună cu primul ministru semnează o scrisoare
în baza căruia și răspunde de modalitatea în care au fost stabilite cifrele bugetare. Trebuie să respecte o procedură. Iar în momentul în care tu ai o problemă la încasări sau la cheltuieli mai mari, trebuie să explici de unde vin. Vine o criză. Ți-a căzut economia. Cum a fost în 2020? S-a oprit economia. Multe activități n-au mai funcționat. Era o cauză obiectivă. Dar nu îți vine, adică să vină această nerealizare din supraestimare. Aici e o răspundere și a primului ministru și a ministrului de finanțe. Deci ce înțeleg eu că s-a întâmplat? Că e o lege a responsabilității fiscal-bugetare. Deci tu, din prostie, din ignoranță, din lipsă de specialiști, habar n-am. Nu dar Consiliul măcar, Fiscal le-a spus. Nu treci nici măcar sumele alea auditorii pe care știi că trebuie să le preveze acolo, cum ar fi dobânzi la împrumuturi care există și care dobânzi pot fi calculate. Nu sunt o proiecție, un vis. Nu, ele atâta sunt. Și pe de altă parte, ignori niște cheltuieli pe care la fel le faci cu bună știință. Nu sunt neprevăzute, nu sunt din calamități, nu sunt din urgențe. Sunt că te-ai gândit tu să mai înființezi 3 agenții, 200 de posturi, 400 de sporuri și așa mai departe. Și tu lucrurile astea totuși nu le pui, deși tu a doua zi după ce începea nu le faci. Păi asta ce e? Asta nu e minciună asumată cu bună știință în proiectul de buget? Fii generos și bun cu ei și nu spune că e minciună. Poate e doar poate fi mix de minciună cu prostie. Bun, au uitat exact alea. Deci, au uitat acum, să treacă niște cheltuieli pe care trebuie să le apropo facă. Apropo de filtrele pe buget. Dacă ei pe fiecare dintre cei enumerați mai devreme, care ar trebui să fie filtre, poți să-ți asumi sau poți să mergi pe ideea, domne, sunt profan, sunt nepriceput. Dar fiecare din personajele respective dețin prin postul pe care îl ocupă aparate. Da? Consilieri, experți, oameni să și mai mai. Cu consilierii păi de mânuță. Eu constat și cu ăla care prostia, trecând, și prostia respectivă trecând pâși prin toate filtrele respective, nu pot să constat decât ceea ce spusesem noi în prima parte a emisiunii și anume că ținem un aparat umflat de plin de incompetenți, de nepricepuți, de amante, de rude, de nu știu ce, care nici măcar atunci când trebuie să te scape din hazna, scuză-mi expresia, nu o fac și lasă să treacă prostia până ajungi cu ea la rang de dreptate absolută și după aia nu mai știi cum să o dregi și iei capul unuia sau altuia că e la sfârșitul lanțului și zici bă, Radel, pe Heiuș sau pe nu știu care. Dar, pe de altă parte, prostia a trecut, e acolo. Acum, vrem, nu vrem, noi trebuie să o înghițim broasca asta, da? Cu Câciu, cu cine o veni în locul lui. Asta mai trebuie să înghițim. Adică, dar tu realizezi, broasca, Câciu, dar tu realizezi că broasca asta, Câciu, dacă nu se întâmpla nenorocirea cu profesori, broasca asta Câciu nu mai aveam. Ea făcuse nenorocirea, porcăria și acum era undeva probabil tot pe la televizor. Sper că nu pe aici, că dacă o văd zău că o iau de urechi, așa ca pe piticul ăla mutulică, cum am porit. Deci, dar altfel, despre asta e vorba. Intenția adică a fost cât se poate de transparentă, să-i pui șefului de la ANAF sau oricui altcuiva în cârcă ideea că tu n-ai bani să dai la profesori. Numai că n-au zis-o cu subiect și predicat. Dar pe toate canalele posibile, asta au încercat să inducă. Domnule, dacă fiscul colecta mai bine... Domnul Bușar, stați puțin. Păi... Nu, ni n-au prins banii pentru profesori. Noi bugetar avem problemă fără banii de la profesori. Exact. Să-i punem... Asta să punem bomboana pe colibri. Da. Aici este problema. Au situația proastă fără să ia în considerare majorarea de la profesori. Aici e... Cine că uitați, deficitul 27 de miliarde fără precedent și în creștere. Deci, eu înțeleg nu știu, că asta, de fapt, Heiuș, să clocea acolo. Domnul Heiuș, oricum, cred că era schimbat acum la rotativă, nu? Da. Sau nu, că nu era protocol nu e trecută... protocol, dar a fost până acum un penelist, probabil venea un PSD-ist. Nu știu ce a făcut domnul Heiuș sau nu, oricum e clar că e o problemă la Ministerul de Finanțe, că tot mi-l dădeați dumneavoastră exemplu pe domnul Câțu. Eu cred că e o problemă care vine și din ceea ce s-a întâmplat în anul 2022, pentru că pe fondul unui consum uriaș al societății după 2 ani de pandemie, România avea impresia că e tigrul ăla, știți cum zicea domnul Câțu, că veneau bani. Era logic ca la un moment dat acel consum, mai ales odată cu creșterea inflației, cu creșterea ratelor la bănci uriașe, așa, consumul ăla să se oprească și să nu mai aceleași venituri. Dar eu cred că ei când au făcut calculele astea și estimările s-au uitat și la 2022 și au fost că e consumul ăla. Ne luând în calcul că, bă, după 2 ani de pandemie în care oamenii au stat în casă, au consumat tot ce și-au dorit, toate resurse. Dar spre finalul anului, odată cu creșterea prețului, cu problema cu băncile, creșterea ratelor, oamenii au zis, bă, ia, gata, nu mai consum,
stau la locul meu. Și normal că a căzut. A scupit că... și BNR-ul banii. Asta e cea mai mare problemă a României, că noi tot vorbim de PIB, de cacre. Dom'le, atât timp cât te bazezi numai și numai pe consum, tu nu atragi, că aici îi dau dreptate domnului Păun. Dom'le, în loc să atragi companii mari care să producă orice pahare, orice huse de telefon, orice să produci, tu te bazezi aici și vine... valoarea adăugată e mult mai mare. Și oameni tineri, da? Nu mai era nici Căciu, nu mai era nici domnul Heiuș, era domnul Câțu, care pe consumul ăsta al oamenilor zice, tigru Europei, ia uite cine revenim. Și iată că oamenii nu mai consum, iar revinuți. Că de un an jumate premierii e Ciucă sau Ciolacu, da, depinde cum premier din Umbră. Domnul Ciucă nu e expert, de-aia avem Ministerul Finanțelor, da? Să fie un om, Ministerul Economiei. Nu știu cine-i ministru, mă scuzați, dar nu... Ministerul Antreprenoriatului, Ministerul Capitalului, Ministerul Antreprenoriatului este Ministerul Capitalului Românesc. Adică avem asemenea ministeri. Avem Ministerul Antreprenoriat și Turism, pentru care trebuie să ajute firmele românești, întreprinderi mici și mijlocii. Ce proiecte majore pentru IMM-uri există în România? Niște, tot așa, niște compensații pentru Horeca post-pandemie, că au avut suferit. Permiteți-mi să mai repet asta, că tot e greva în educație, domnule, țara în care industria Horeca îmi spune când se înceapă anul școlar, dacă pe 18 sau pe 22 sau pe în funcție așa, nu știu ce așteptări au săracii profesori, dar știți să-i întrebe pe cei din Horeca. Dacă... Bun. Concluzia referitoare la bani, înțeleg, e următoarea din partea dumneavoastră, că n-au de ales decât să se împrumute și mai mult. Acum. Pentru că exclus să iei de la pensionarii speciali, de la toți sinecuriștii și toată clientela de partid, dar trebuie să le dai și profesorilor ceva. Mâine puteau introduce o supraimpozitare la pensiile speciale. Asta se putea face rapid. Întrebarea mea e, domnule Iarmițeanu, și dacă mâine, poimâine, ies cadrele sanitare medii, ies ăia de la CFR, ies cei din nu știu ce administrații. Domnul Mușat, și mai ies și prioritatea numărul 1. Dai la învățământ, că trebuie e momentul acum. Acum, ceva, da? Pentru că sunt examene. Dom'le, ies aia din nou și zic, vrem și noi. Poți să discuți cu ei, dar eu cred că în momentul de față, la învățământ, trebuie să închizi rapid, dar nu cu vouchere și cu prelungirea anului. Eu vă spun, indiferent, sunt niște priorități. Cu cât țin mai mult greva profesorilor, vor ieși și ceilalți. Cu cât ține mai mult greva profesorilor... Da, te rog, Iona. Ce o să faceți când o să oprească ceferiștii trenurile, când încep vacanțele și lumea? O să spunem, olio, ăstora, trebuie să le dăm că nu mai poate să plece lumea în vacanță. Doamne, așa. Dacă nu dăm la profesori, blocăm învățământul. E greu de prioritizat. Foarte greu. Da. În ceea ce privește supraimpozitarea pensiilor speciale, e o mare rezervă care se poate din punct de vedere constituțional. Altă țeapă. Pentru că Curtea Constituțională a arătat în mai multe decizii că nu se pot impozita în funcție de tipul de venit, ci în funcție de nivelul de venit. Deci nu poți să supraimpozitezi doar pensiile speciale. Pensiile peste 100 de milioane. Știți cum se poate? La alea contributive, dar de ce să le impozitezi? E variantă. Poți să te duci pe impozitarea pensiilor mari, iar cei care au contribuit poți să le dai un bonus fiscal. Nu e o chestiune fer și nu e o chestiune care încurajează. Pentru că dacă intri pe impozitare, crezi un precedent. Impozităm pensiile mari. Nu e mai avem vreun dubiu, Ioana, că e făcută ca să pice? Le lăsăm așa. Până la urmă? Nu, le desfințăm, nu le lăsăm așa. Păi nu poți, doamna Dojo, nu le poți desfința, că s-au dat pe niște legi. Și ce pensii le dai? Nu poți să le desfințezi, dar le desfințezi pentru viitor. Asta da, aici ați de acord cu dumneavoastră. Păi asta se putea face a doua zi. Vezi constituțional și principial. Bun, și ți se pare că ne îndreptăm în direcția asta? Adică vezi... Nu, evident, au desfințat doar pensiile asimilaților din justiție, ceea ce e foarte bine. Pensiile unui personal tehnic din ambasade, ceea ce e foarte bine. Și au ajustat într-o oarecare măsură la pensiile magistraților. Funcționarii, de ce să aibă parlamentari, de ce să aibă pensii speciale? Toți domnii și doamnele care lucrează pe la resurse umane, contabilitate, șoferi în Ministerul Apărării Jandarmeriei. Da, seara am aflat aici de la doi parlamentari că și personalul din Parlament are pensii speciale, chit că-i fochist, instalator.
Deci, despre ce vorbim? Păi, da, au stres să-i suporte pe parlamentari. Da, da, e bună asta. Să le mai dea un spor, zic. S-a blocat și rotativa odată cu tot contextul ăsta extrem de tensionat. Acum, întrebarea momentului este nu când se va debloca, ci dacă se va mai debloca vreodată, pentru că plutește în aer delimitarea PSD-ului de preluarea șefiei guvernului din ce în ce mai mult. Și asta se simte copios și la PNL, care e alarmat acum, se lovește de toți pereții că rămâne cu cartoful fierbinte în brațe. Discutăm despre asta în câteva momente. Revenim. Da, greva profesorilor, cum știți, continuă și sunt programate și alte proteste ale altor categorii. Tensiunile sociale, vedem, se tot acutizează. E, PNL a rămas până la urmă cu postul de premier și cu cartoful fierbinte în mână. Liberalii și președintele par mari înfrânți din perspectivă politică, pentru că n-a ieșit mișcarea. De ce s-a răzgândit președintele? E întrebarea care ne frământă de joi încoace. Cel mai probabil din cauza că Marcel Ciolacu nu a vrut să-și înceapă mandatul de premier cu cartoful fierbinte, iar PNL se vede acum pus în situația să deconteze electoral cea mai complicată perioadă de până acum, din care PSD, iată, a reușit cu abilitate să se extragă, ceea ce i-a enervat pe unii lideri din PNL. Se pun întrebări acum, se cere socoteală premierului de ce n-a știut, de ce a fost și el neinformat în legătură cu blocarea rotativei. Și au început, o să vedeți imediat, și aluziile. Deja se fac așa niște presiuni discrete dinspre PNL către PSD. Dom'le, asumați-vă guvernarea. Iată ce zice Alina Gorghiu despre cum ar trebui să arate viitorul premier Ciolacu, dacă ați înțeles aluzia. Mi-aș dori tare mult ca și viitorul prim-ministru al României, Marcel Ciolacu, să pună pe locul 2 funcția de președinte PSD și pe locul 1 funcția de premier. Să reușească să mențină acest echilibru la nivelul celor 3 partide care compun coaliția guvernamentală și, sigur, mi-aș dori mai puține declarații contundente de la colegii din coaliție la adresa celorlalți colegi. Nu ajută cu nimic. Iar gloria aceasta dată de o zi pentru o declarație, iarăși, nu-l ajută nici pe împricinat și nu ajută nici încrederea între membrii coaliției. Dacă este o strategie, cred că e una neinspirată, care nu-i ajută, nu ajută pe nimeni. Rămân la părerea mea că dacă vrem să menținem încrederea în cadrul acestei coaliții și încrederea, să știți că se pierde foarte repede, se construiește teribil de greu, atunci va trebui să încercăm cu toții să ne abținem de la atacuri la persoană, să ne abținem de la jigniri și să încercăm să apărăm măsurile bune, indiferent de la ce ministru vin ele, să apărăm imaginea guvernului și să încercăm împreună să găsim soluții. E atât de simplu, în teorie, practica văd că ne omoară uneori. Practica pare să arate că Ciolacu nu vrea să intre la guvernare și cu asta basta și că lucrurile s-ar putea lungi până când s-ar putea să nu mai fie nevoie, domnule Ionaș. Eu respect pe doamna Gorghiu, dar ne face Ciolacu nu e prim-ministru, e președinte la Camera Deputaților și președinte la PSD, deci n-are cum să joace rolul de premier. Ce n-ați înțeles? Eu știu, vino domnul odată cum ai promis. Păi, da, dar a fost cât se poate de clar. PSD-ul, prin vocea lui Marcel Ciolacu, a cerut prima oară să se pună stop rotativei pentru a negocia și a rezolva problemele din educație și a mai spus ceva, cred, cu pensiile speciale. Da. Pensiile speciale. Ulterior, președintele a ieșit și a zis că se va face această rotativă și va merge sticlă în weekend, terminăm, și a doua zi a venit și a zis că nu se mai face. Ce poate să înțeleagă un cetățean simplu? De ce și cum? Evident, din punctul meu de vedere, probabil ca urmare a unei discuții între liderii politici, s-a ajuns la concluzia că ar trebui să dea un mesaj de responsabilitate și uite, domnule, nu mai facem negocieri liderii politice. Liderii politici, Iohannis și Ciolacu, Căpăciuc, înțeleg că l-a sărit toată lumea. Acum am văzut și eu știrea toți că PSD-iștii și PNL-iștii, i-a sărit toată lumea, au aflat de la televizor.
evident că domnul Ciucă, bun, fiind prim-ministru, decontează cel mai mult. E normal. Persoana care are, ocupă funcția de prim-ministru și partidul care are funcția de prim-ministru, decontează mai mult. E natural. Mai vine Ciolacu la guvernare? Ce părere ai, Dane? Sau îl apucă septembrie și nebun să fii să mai preiei guvernarea? Să vină. Eu am învățat să merg pe materialul clientului când e vorba de politicieni. Marcel Ciolacu, acum 2 luni de zile, când pe surse vorbeau pe studiouri, domne, ce-ar fi dacă rotativa, nefericit termen de altfel, rotația. Nu se va întâmpla. Repet, Marcel Ciolacu, acest lucru este de neconceput. Dacă îndrăznesc să facă asta, să meargă la popor. Vom avea alegeri anticipate. Acum 2 luni de zile. Astăzi, poftiți, e fotoliu pregătit. S-a pus funda pe el, așezați-vă. Să fim responsabili, să analizăm, să fim cumpătați. În momentele astea trebuie să treacă cei care așa. Păi, dom'le, aici vorbim de dublă personalitate. De-astea sunt din astea, cum le spun? Da, să știi că apelul la popor poate să rămână valabil. Dom'le, nu vin la guvernare dacă nu le convine liberalilor să meargă la popor. Deci rotativa asta era de fapt o chestie de mediu înconjurător. Oare trebuia cumva Marte să fie în juxtapunere cu Venus ca ea să se întâmple? Că asta nu i s-a spus când s-a vorbit despre protocol. Că poate și asta era o chestie. Dom'le, stai puțin. După ce se termine și cu greve și cu astea, stai nene că dacă juxtapunerea asta nu e cum trebuie, n-ai cum să faci. Că duci țara, o termin dacă faci pe Mercur retrograd. Varianta cea mai bună era să se fi întâmplat. Clat. Adică domnul Ciolacu trebuia să fie prim-ministru, altfel să negocia, doar, pentru că în ministere nu mai funcționează și de și mult. Dacă mă de vreo 2-3 luni. Domnule, dacă mă întrebați pe mine, și doar atât. Pentru că și alea 2, 4, 9 ministere, când se schimbă, schimbă funcționărimea, schimbă amantele, schimbă combinațiile, schimbă tot, încă 6 luni e ministerul. Nu, dar acum nu mai funcționează. Totuși era un prim-ministru pe funcție. Dacă voiau responsabilitatea asta pe care ne-o vând, iar acum ce se întâmplă? Vor fi greve. Se va amâna, domnul Ciolacu când vede și cifrele bugetare, se va gândi de 2 ori dacă va veni în funcția de primit. Să arăți într-adevăr responsabilitatea, schimbai pe Ciolacu cu Ciucă și atât. Atât. Nici măcar miniștria 4 din protocol, nu mai schimba. Bă, du-s crucea până la capăt și vezi ce ai făcut după 3 ani jumate. Eu cred că rotativa se va face. Luna iunie se va face cu siguranță. În iunie, că după aia nu-și mai are rostul. Păi, adică urmă-i vacanța de vară. După luna iunie se face. Septembrie de ce vacanța de vară și se face numai ca să fie cuvântul dat, respectul. Trebuie să respecte rotativa și se va... Dar e pentru prima dată când PSD-ul va guverna într-o perioadă foarte grea. Că până acum era numai pe creștere economică. Bun, avem... Poate să vină și acum creștere. Avem două variante de lucru până acum, Ioana. Prima este că președintele, mă rog, s-a răzgândit el, sfătuit, influențat, nu știm, poate chiar din cercuri mai importante decât România, că e bine totuși ca în contextul geopolitic să rămână ce știm decât să aducem pe cine nu știm. Asta ar fi prima variantă. Și atunci i-a pus el stop joc. Sau varianta cealaltă este că Ciolacu și PSD-ul au zis nu, domne, never ever în condițiile astea, nu intrăm noi să ne trezim cu cartoful fierbinte în brațe, care cartof se tot mărește, adică azi sunt profesorii, mâine sunt asistentele, poimine sunt ceferiștii și așa mai departe. Deci nu. Pe care pariezi? Pe amândouă. Dacă ți-aduce aminte, în emisiunile tale eu am făcut mereu opinie separată și am spus că din punctul meu de vedere domnul Ciolacu nu vrea să fie premier. Nu vrea să fie premier de criză. Asigur, palet, aoleu, merge la popor, să nu întrăznească. Pentru că presiunea era foarte mare din partid. Presiunea fiind foarte mare din partid, pentru că auzi, gata, avem premierul, curg banii, fiind în campania electorală, nu se mai poate. L-au presat și n-a mai avut de ales. Într-adevăr, s-a dus tras, împins, chinuit, nefericit, spre rotativ. Informația mea este că joi, cei 3 lideri ai coaliției stabiliseră să se respecte acordul și să facă rotativa vineri. Motiv pentru care domnul Ciucă, fursecuri, golit birou, semnat decizii. Cel care s-a speriat, într-adevăr, a fost președintele Iohannis. Nu știu dacă i s-a sugerat, e o situație cunoscută, e un personaj cunoscut, sau informații la care, sigur, publicul larg nu are acces, dar la care, în mod normal, președintele are, e în fișa postului, i-au spus vine valul. Și atunci, ca să nu-l prindă valul
inclusiv ce am văzut astăzi, starea asta de nervozitate extremă cu guvernarea în vine, ca să zic așa, a zis stop joc, ne oprim pentru că vine rău ce vine. Domnul Ciolacu a zis, Doamne ajută, s-a închinat ca orice social-democrat care se respectă la toate icoanele. PSD, PNL-ul a înlemnit și a zis, Doamne, dar cu ce am greșit noi? Pe ce nenorocirea asta pe capul nostru? UDMR-ul a zis, foarte bine, rămânem încă cu ministerele noastre, deși acceptându-se acordul, oricum rămâneau cu ele. Deci, pentru UDMR era cumva și în varianta trecută și în varianta actuală era bine, dar și mai bine, așa că ce-i mâna mea. Bun, deci PNL-ul și-a furat-o, cum se spune, în toată combinația asta, rămâne cu... Rău. Bun. Și acum ce face? Dă din piciorușe pe margine încercând să mai schimbe ceva? Vezi aluziile doamnei Gorghiu și alții? Apoi, doamna Gorghiu trebuia să știe foarte bine cu cine se bagă în parcă. Pentru că PSD-ul este un partid cu ștate vechi. Este un partid cu experiență cât toate partidele la un loc. Este un partid care atunci când intră la guvernare știe să așeze pe poziții, știe să joace și la putere și în opoziție, știe să cânte ție lumea mai dragă. Vă aduceți aminte 2009, corect, Marea Coaliție a lui Traian Băsescu care s-a făcut țăndăr pentru că PSD-ul a crezut la momentul respectiv că l-avantajează pe Mircea Joană. N-a avut nicio problemă să iasă. Nu te joci cu PSD-ul cum te-ai jucat cu USR-ul. Nu. Ei se joacă cu tine. Iar PNL-ul este un partid care în momentul ăsta nu mai are lider, este complet dezorganizat. Este un partid cumva care își căsăpește președinții, se căsăpesc între ei, totul e o nenorocire și care nu avea față, nu avea cum să facă față unui partid în care sunt lupte interne, sunt probleme, dar care este un partid, e PSD-ul, are o structură organizatorică, o disciplină și își vede interes. Da. S-a extras foarte abil PSD-ul din povestea asta cu sindicatele. Totuși, sursele noastre ne spun că Ciucă și Ciolacu și-au împărțit sindicatele cu care să discute. Premierul a negociat cu educația, mă rog, s-a văzut că n-a ieșit nimic. Mai greu. Iar Ciolacu cu CFR, Poliția și Sănătatea, de unde, de la acest ultim capitol, a și produs astăzi o înțepătură, domnul Ciolacu, tot către PNL, de fapt, că l-a luat parafila de mânuță, s-a întâlnit cu cei din Sănătate și a zis, domne, am avut o discuție foarte aplicată cu cei din sistemul sanitar, cei care au stat în prima linie a luptei cu pandemia, în timp ce alții fumau și beau în guvern. După care a pus placa cu legea salarizării unitare, o să rezolve toate și aici problemele. Da, o să rezolve toate problemele. Și să aibă mai multă liniște pe partea. Și întrebarea e, îi dau ăștia liniște toți cei care plănuiesc să iasă în stradă? Sau o să facă ca profesorii, zică, nu credem nimic? S-ar putea, prin această alegere, domnul Ciolacu să aibă rezultate din negocieri. O să le dea ceva și la profesori e greu dacă nu li se dă majorarea de salarii. Și unde se opun toți de la deci, coaliție? Deci, ce înțeleg eu acum, Dan, e așa. Cartoful deci, cel mai fierbinte l-are Ciucă. L-are Ciucă. Iar Ciolacu nici nu se duce să fie premier. Are acest statut, așa, această de ce aură de posibil viitor premier, negociază, le promite lor, cine știe ce mare acusare, domnule, când vin eu premier, să știți că nu știu ce, dar el nu se duce să fie premier, iar îi reușește perfect combinația asta de a fi și la putere și în opoziție și extras din toate problemele importante în același timp. Răspunsul la întrebare este da, este marele câștigător al acestei combinații denumită nefericire rotativă, Marcel Ciolacu, el este omul... Ați văzut că și duminica, când s-au întâlnit, n-a spus nimic? Da, da, l-am văzut. Pe de altă parte, asta constatam și noi de multe ori. Componentă liberală nu prea mai există în guvernul ăsta. Nu mai ai o gândire de dreapta. Oamenii de dreapta, inițiativa asta privată, întreprinderile astea mici, mijlocii, nu se regăsesc sub nicio formă cumva reprezentate acolo, protejate, nu mai zic gândilate și ridicate. Da, și care e problema? Că e marele câștigător Marcel Ciolacu? Foarte bine. Dacă într-o căsătorie una dintre părți, ca să nu zic bărbatul să nu fiu acuzat de cine, își poate face de cap, iar cealaltă, în loc să îi zic că îi arate măcar obrazul, băi, vii târziu, nu faci, nu știu ce, oricare dintre părți, da? E, primește și mâncare caldă și aia și nu, n-ar trebui, ar fi și fraier să nu o facă, nu? Cam în logică.
logică, asta suntem noi. De ce să nu o facă? Adică eu spun foarte bine, șapo pentru Marcel Ciolacu și pentru faptul că a știut în vremurile astea să-și țină cât se poate de departe partidul în a deconta. Decontează, asta e realitatea. Că dar, Ministerul Muncii și Ministerul de Finanțe. Păi ai Minister de Finanțe, ai Ministerul Muncii, ai lucruri grele și tu decontezi poate pe Ministerul sfert. Ministerul Sănătății. Pe sfert nu, poate decât decontează el. La finanțe decontează Heiuș, s-a dovedit. Tot ăla de la PNL decontează. Deci n-ai nicio problemă. Ajung să o spun cu, cuvântul meu, ajung să o spun cu tot năduful, dar se pare că Marcel Ciolacu e unul din mari politicieni ai vremurilor noastre, că asta înseamnă politica. Bun. Să știi când să ieși la bătaie, să faci pasul înapoi. Nu exagerăm, poate că depinde și cu cine te compari. Da. Ori cu cine te ai compari? Ai vremurilor noastre, da? N-am spus că este un brătianu al vremurilor noastre. Cu cine te compari este... e partidul care tocmai a împlinit 148 de ani și care de la măreția lui de odinioară a ajuns brelocul PSD-ului. Este câștigător. Tot ce-și dorește PNL-ul e momentul de față să fie la remorcuță. Motiv pentru care Ciolacu nici măcar nu trebuie să fie premier. Nu trebuie să fie nimic. El trebuie să fie pe lângă și să facă toate combinațiile posibile și să se spargă în capul peneliștilor. Aici, până la urmă, nu cred că PNL-ul este cel care și-a dorit ca domnul Ciucă să rămână. Aici ar trebui întrebat președintele Iohannis, că decizia a fost a domniei sale, nu a PNL-ului, nu a zis PNL-ul. Decizia nu de a rămâne agățat, de a rămâne clanța Cotroceniului, de a rămâne clanța PSD-ului, ia PNL-ului totuși. Mai durează puțin. Știți foarte bine care e relația dintre partid și președintele, că asta e o altă ipocrizie a noastră, domnule președinte. Care e, nu e implicat nu e cam târziu pentru luarea unei decizii? Nu e deja mult prea târziu? Eu, spre deosebire de doamna Dogiu, eu cred că se va face această rotativă. A venit această grevă în iunie. Și dacă sunt grevele? Se va face, da. Nu cred că vom merge mai departe de luna iunie în această situație. Se va și face. Ciolacu, ce cum se începe? Și, și ce le dă, domnule Ciolacu? Ce nu le știu, asta nu mă întrebați ce le dă. Legea salarizării unitare, li-l dă pe Budăi să le mai facă o lege a salarizării. Cred că ceva profesorilor le vor da. Problema este, din punctul meu de vedere, pentru clasa politică, că nu mai poate avea loc o înțelegere în aia între politicieni și liderii sindicali, pentru că nu cred că liderii mai au puterea să mai stăpânesc treaba. Nu cred. Pentru că am ajuns la ceea ce spuneam la începutul emisiunii, că e o totală lipsă de încredere în acești politicieni și prin chiar răsfrângere și asupra liderilor care negociază cu ei. Doamne, n-ai cu cine discuta. Chiar au dorit, după întâlnirea cu președintele României, să-i liniștească. Dar ați văzut, profesorii nu. E greu. I-au scăpat din mână pe profesori. Nici ei nu mai pot sunt foarte controla. Curios dacă mâine, în ciuda tuturor evidențelor, guvernul vine pentru a mia oară ca o placă stricată și începe iar cu voucherele și primele de 4.000 de lei. Eu le recomand, nu. Dar asta o să ne arate ziua de mâine. Până atunci vă mulțumesc foarte mult tuturor. Ne revedem mâine seară. Pe curând!